pe pauză. Îi dai pe pauză și după aia pune și ea filmare, știi? Începe repede. Să nu ce mai fac. A, tu filmezi? Da. A, și pe pauză. La falit, musculatura al zonei caudale este foarte puternică. După cum vedeți, se poate menține în poziție verticală pe cencen și mini. Această forță în musculatură le dă posibilitatea de a rupe plasele pescarilor atunci când se prind în ele. Lucru care nu se întâmplă însă atunci când în plase se prind ceilalți delfini de talie mică, focenele și delfinii comuni. Spre deosebire de afaliti, care au în jur de 300 de kilograme, delfinii comuni și focenele nu depășesc 50 de kilograme. Haideți să le vedem executând și saltul din poziții opuse. Eu zic să încurajați cu aplauze pe cencen ca să numerească coșul. Este un comportament învățat pentru demonstrații, nu fac delfinii în marea deschisă. În schimb, cencen iubește mingile de basket și place să le execute. Vorbeam de precizia în salt. Ați văzut ce a atins mingiuța cu codița. Și aceasta deoarece ochii au făcut corecția. Pot atinge 50 de km la oră atunci când îmbată în viteză. Și după cum vedeți, se pot roti și în jurul propriei axe. Este un tip de mod foarte util. Deoarece atunci când ai un banc de pește și ai mulți pui care trebuie să prindă pește, să învețe cum să-l prindă, trebuie să-ți ia la delfin. Este foarte importantă pentru noi, forța cu care expiră. Ce nimic? Mersi frumos! Numărul de respirații în 5 minute și forța cu care expiră este un indicator de sânge albă cu rostru de această dată. Afalinii au vertebrele cervicale suficient de mobile pentru a putea spune da și nu la comandă. Alte specii de delfin nu pot mișca capul astfel. Îl face o specie de delfin din ocean numită delfin rotitor, stenelele.